astfel încât să nu avem niciun leu în plus față de cât ne-am asumat. Aș vrea să vă spun că legea schimbă foarte multe principii, nu mai este pe clase de salarizare, este pe funcții, grade și gradații. În primul an din 2018 cresc salariile la sistemul sanitar. Ei sunt primii care vor beneficia de această creștere salarială în totalitate. La ceilalți urmează să se facă gradual în următorii 4 ani.